Amin zic vouă. Nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare ca Ioan Botezătorul. Sunt cuvinte rostite de însuși Mântuitorul, vorbind despre cel socotit apostolul pocăinței, cel mai mare sihastru și postitor din câți au trăit vreodată, înainte mergătorul și prorocul ce și-a pus mâna pe creștetul Domnului, botezându-l cu apa din Iordan. El a fost și primul care a văzut întruchiparea Sfintei Treimi, în clipa când peste Iisus a pogorât Sfântul Duh în chip de porumbel, în vreme ce din cer se făcea auzit glasul lui Dumnezeu rostind: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Toate acestea s-au petrecut în timpul în care se stingeau învățăturile legii vechi, ele făcând loc legii noi a luminii lui Hristos, biruitoare a întunericului, necredinței, neștiinței și păcatului. Iată cum s-au întâmplat faptele. Pe cine? Pe cine? Cine slujește azi în templu? Liniște! Dacă nu te rogi, pleacă-și! Vorbește mai încetis, sar. Nu vezi că tulbur rugăciunile și reculegerea atâtor oameni? Păi bine, Iacob, ți-e atât de greu să rostești numele preotului? Zaharia, preotul Zaharia tămâiază în templu în timp ce noi ne rugăm afară. Da, aha. Cum ai aflat, te mai potolești? Hai, da, potolești, da, nu datorită ție, ci sarei. Da. Rogu-te, Sara, spune-mi, nu cumva este Zaharia acel preot bătrân, a cărei nevastă, la fel de bătrână, se cheamă Elisabeta? Elisabeta, alta acum! Ce tu fi interesant! Dar, Iacob, că mi ți-l liniștesc eu pe curiosul ăsta de Isar. Ascultă-mă bine, Isar. Sunt numai ochi și urechi, dă-i drumul, Sara. Zaharia face parte din ceata preoțească a lui Abia, iar Elisabeta este una din fiicele lui Aaron. Amândoi sunt plini de credință și împlinesc cu râvnă poruncile și rânduielile celui de sus. Durerea lor cea mai mare este că, deși au înălțat ruci fierbinți și au ținut post aspru, deși au făcut milostenii și binefaceri, n-au fost dăruiți cu copii. Elisabeta este stearpă și amândoi au de acum o grămadă de ani pe umeri, după cum se știe în întreaga cetate. Altceva mai doresc să afli despre câte oi sau că mile ori fi având prin o gradă, nu știu să-ți dau socoteală. Da, am isprăvit. Ei, Sar, ești mulțumit de cât ai aflat? Peste poate de mulțumit. Dar dacă mă gândesc bine, dar bine de tot, parcă mi-aș dori să aflu cam ce orătănii mai mișună prin acareturile preotului Zaharia. Ce zici, Sara? Nu-mi trece măsura, Sar, că te iau la trei păzește de nu te vezi. Nu, am glumit și eu, Sara. Nu te înfuria pe nătângul de mine. Nu, dar mulți mai durează astăzi tămâia. Da, așa-i. Are de ce. Ei, Iacob are dreptate. Toți și-au terminat închinăciunile. Acum așteaptă să iasă preotul, însă și-au cam pierdut răbdarea. Să se fi întâmplat ceva? În templu, Zaharia tocmai terminase săvârșirea serviciului divin, când, printre ultimele fuioare de tămâie zării în dreapta altarului, o apariție înveșmântată în straie strălucitor de albe. Înfricoșat, preotul găsi totuși puterea să dea glas tulburării sale. Cine ești? Și de unde te-ai ivit? Cum de te-ai strecurat în templu fără să te vadă și să te simtă cineva? Și ce cauți de-a dreapta altarului tămâierii? Nu te teme, Zaharia. Rugăciunea ta a fost ascultată. Și Elisabeta îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Bucurie vei avea și la nașterea lui mulți se vor veseli, căci va fi mare înaintea Domnului. Cum? Dar de unde până unde? Ai răbdare și ascultă-mă și mai departe. Așadar, odraslei tale îi este menit să nu bea vin, nici altă băutură amețitoare, și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh Sfânt. Și pe mulți din
din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Oh, ce minunat ar fi! Dar tot nu mi-ai spus cine ești tu, cel ce strălucește în dreapta altarului tămâierii. Și pe ce temei să dau crezare vorbelor tale? Căci eu sunt bătrân și femeia mea este înaintată în zilele ei. Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Dar, pentru că te-ai îndoit de cele ce ți-am spus, vei rămâne mut până ce toate acestea se vor fi împlinit. Iar acum, du-te la oamenii care te așteaptă și desferecă ușile templului. Afară, mulțimea l-aștepta nerăbdătoare, dar și neliniștită, pentru că nimeni nu pricepea de ce zăbovește atât de mult în templu preotul Zaharia. Chiar începuseră să se împrăște printre oameni și nu scaiva vești ciudate. Cisar, Iacob, ați aflat ce se vorbește? Nu! Hai, luminează-ne tu, Sara, ia, zi ce se mai zvonește. Ia nu mă mai zeflemisi, Iacob, că acuși nu mai scot un sunet. Vrei asta? Nu-l băga în seamă, Sara, zi-ne mai bine ce ai aflat. Bine, treacă de la mine. Mulți spun că preotul Zaharia a avut o vedenie în templu. Asta, iată-l că iese chiar acum. Te aștept să aud ce ne va spune. Dar ce-i asta? Ce? În loc să vorbească, el gesticulează și se lovește peste gură. Da, de ce oare? Dar ce-o fi asta? Este mut! Nu se poate. A intrat să tămâieze bun întreg și iată-l, a pățit ceva care i-a luat graiul. Să știți că a avut o vedenie. Da, și așa a rămas fără glas. Da, priviți-l, vorbește doar prin semne. Doamne! Curând Elisabeta a primit semne cum că a prins rod și că la vremea potrivită va da viață unui prunc. Deși mare le era bucuria, cei doi au tăinuit totul timp de mai multe luni. Dar zilele au trecut unele după altele și iată, a sosit și sorocul venirii pe lume a pruncului celor doi. Veselie mare printre rubedenii și vecini. Toți se adunaseră în cea de-a opta zi după naștere pentru ritualul tăierii împrejur a pruncului, după porunca legii. Era mare zarvă printre cei sosiți. Se strânise o ciorovăială de se upreau din drum cu mâna la gură până și trecătorii. De ce? Pur și simplu pentru că nu se înțelegeau în privința alegerii numelui ce urma îi se da. Zaharia! Să se cheme Zaharia! Da, ca pe tatăl său și după obiceiurile noastre, nu? Zaharia! De ce să ne bucura, femeie? Ce treabă ai tu cum să se numească pruncul? Ia mai taci, Sara, și vezi-ți de ale tale. Iacob are dreptate, Sara, te amesteci unde nu-ți fie bine. Uitați-mi pace! Nu auziți cum toate rubedenile îi vor numele tatălui? Păi sigur că da! Trebuie să-i spună Zaharia! Așa să știți, da! Zaharia! Cred că așa gândește și mama sa. Ce zice Elisabeto? A, nici vorbă. Știu precis că trebuie să-i punem numele de Ioan. Ioan? Da, Ioan. Bun, dar cum de-a ajuns să stălui cu numele de Ioan? Când nimeni din familie nu l-a purtat vreodată. Cum? Spune-mi și nouă. Știu pur și simplu. Dar prorocesc că așa i-a fost menit de cel de sus. Și mai știu că fiul meu va merge înaintea lui Mesia, mântuitorul nostru. Va fi înainte mergătorul lui. Mesia! Cât despre nume,
Întrebați-l și pe Zaharia. Va spune la fel cu mine. Dar cum să spună când este mut? Dați-i tăblița aceasta împreună cu o bucată de cretă. Să vedem ce nume va scrie. Ia să vedem ce migălește pe tăbliță preotul Zaharia. Ioan să fie numele lui. Ioan. Da. Da, da. Ioan și nu altfel. Așa să se numească. Ce minune! Zaharia și-a recăpătat graiul. Ce minune! Drept este să vă minunați și să vă înfricoșați, oameni buni. Când m-am îndoit de vestea adusă de Arhanghelul Gavril, am fost pedepsit cu muțenia. Acum, când am urmat porunca de a-mi numi pruncul Ioan, am fost deslegat și iată, pot vorbi din nou. Minune! Slavă Tatălui Ceresc, cel îndurător și milostiv! Slavă Tatălui Ceresc, cel îndurător și milostiv! Data nașterii acelui care a fost ales ca înainte mergător și botezător al Domnului a prins a fi prăznuită cu multă bucurie, dar și cu smerenie, în fiecare zi de 24 a lunii lui Cireșar, chiar și după trecerea a peste două milenii. Dar să ne întoarcem la acea primă zi de 24 iunie. Pe atunci, din casa lui Zaharia răzbăteau cu putere rugile de mărire și de mulțumire către cel de sus pentru întâmplările peste fire petrecute, astfel încât cei care auzeau despre ele se minunau fără încetare, întrebându-se cu sfială: ce să fie cu pruncul acesta, că mâna Domnului este peste el? Încet, încetişor, vestea se răspândise până la Irod, pe care prinsese să-l frământe aceeași nedumerire neliniștitoare. Iar când s-a născut pruncul Iisus în Betlemul Iudeii și au sosit magii de la răsărit întrebând de împăratul cel de curând născut, Irod a trimis soldați în Betleem să ucidă toți pruncii de acolo. Tot atunci a amintit Irod și de faptele minunate legate de Ioan din Hebron și a început să-l roadă întrebarea: oare acela este menit să fie împăratul Iudeii? La acest gând chinuitor a poruncit să pornească ostași către casa lui Zaharia din Hebron pentru a-l ucide și pe micul Ioan. Numai că planul nu i-a reușit, pentru că știrea masacrului se și împrăștiase ca vântul, ajungând până în cetatea muntoasă a Iudeii. Elisabeto! Elisabeto! Ce e? Arată-te repede de unde ești! Ce? Arde? Mai rău! Ce și-a trimis Irod ucigașii la noi. Ia-l pe Ioan și pune-te pe goană cât te țin puterile și chiar mai mult, să nu-ți ia urma soldații. Bine, bine, imediat. Uite, sunt gata. Hai. Luat câteva lucrujoare de ale pruncului nostru. Uite-l și pe Ioan. Haidem, Zaharia, ce faci? De ce zăbovești? Nu. Spuneai că e grabă mare. Nu plecați doar voi doi. Cum? Eu rămân să-i încurc pe urmăritor cât voi putea. Hai, fugiți odată. Păi, Domnul să vă apere. Încotro s-o apuc. Unde să-l ascund pe Ioan? Întreaptă-te spre cel mai înalt munte din pustie. Domnul o să scălăuzească pașii. Bine, bine. O să vă ocrotească. Bine, Zaharia. Hai. A fugit Elisabeta cu pruncul în munții Iudeii, îndreptându-se către cel mai înalt și mai prăpăstios. În vreme ce preotul Zaharia, după cum se povestește în scrierile despre viața lui, a plecat în Ierusalim pentru a sluji, după obicei, la templu, pentru că îi venise rândul tocmai atunci. În acest timp, Elisabeta, pierzându-și pașii peste povârnișurile muntelui, își scălda pruncul din brațe în șiroaie de lacrimi, rugându-se ca Domnul să se milostivească și să-i scape pe amândoi cu zile. Fierbând de mânie, Irod i-a trimis atunci la templu cu porunca aspră care suna așa: Zaharia, dă-mi pe fiul tău! Auzind porunca tetrarhului, preotul a rămas senin, deloc înfricoșat, și le-a spus soldaților: acum slujesc Domnului Dumnezeului lui Israel, iar fiul meu nu știu unde este.
Turbat de furie, Irod și-a trimis soldații din nou la templu cu o poruncă ce ar fi trebuit să-l înspăimânte și să-i înfrângă cerbicia preotului și care suna astfel. Unde l-ai ascuns pe fiul tău? Să ne-l dai că așa a poruncit împăratul. Dacă nu-l vei da, vei muri îndată. Însă nici de această dată Zaharia nu s-a înfricoșat zicându-le: voi îmi veți ucide trupul, iar Domnul îmi va primi sufletul. După 40 de zile de la moartea Sfântului Zaharia, s-a stins în peșteră și Elisabeta, mama înainte mergătorului. Rămânând singur, Ioan a fost hrănit și ocrotit de îngeri. El a viețuit în pustietățile stâncoase ale Iudeii până a sosit ziua arătării sale către Israel. Astfel îl acoperea mâna Domnului ca să meargă înaintea feței lui cu duhul și puterea lui Ilie, să-i gătească astfel cale că venea să mântuiască neamul omenesc. Așa se face că, ascuns în munți de teama urii lui Irod, peste Ioan au trecut 30 de ani de aspră schimnicie, cu nopți de necurmate privegheri, de cugetări la cele cerești, de rugăciuni pline de iubire desăvârșită față de Dumnezeu și de oameni. Și așa Ioan s-a umplut de harul Duhului Sfânt. Însă a sosit și clipa când, îndemnat de glasul celui de sus, s-a îndreptat spre Iordan. Trebuia să-și împlinească menirea de a-l boteza pe Hristos și astfel să-l arate lumii pe mielul Domnului. Dar a părăsit munții și pentru a vesti tuturor că va săvârși botezul pocăinței, împlinind prorocia de a fi glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Eu vă voi boteza cu apă, iar El vă va boteza cu Duh Sfânt. Iacov! Da! Tisar! Ce? Încotro vă sfârie călcâile, de parcă n-ar fi trecut și peste voi atâta mar de ani de când ne-am văzut. Iată, uite, Sara! De pe unde răsăriși? Iar nu-mi răspuns. Stați un bob zăbabă că nu ne-am văzut de vreo 30 de ani. O, da, chiar, da. Sănătoși, voinici, ia să vă văd mai bine. Ia, acum așa. Și tu, Isaac, parcă nici n-ați prea îmbătrânit. Dar încotro vă poartă pașii. Ziceți-mi odată că sunt foc de curioasă. Mergem să primim botezul pocăinței din mâinile Sfântului Ioan cu apă din Iordan și să-i ascultăm povețele. Da, așa e. Hai. Ia uite, parcă se aude chiar și glasul Sfântului. Ia, auzi-l cum glăsuiește mulțimii. Faceți roade vrednice de pocăință! Pocăiți-vă și mărturisiți-vă păcatele și credeți în Evanghelie ca să scăpați de mânia ce va să vie! Iată, securea stă la rădăcina pomilor și pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Nu prea înțeleg ce vrea să spună. Vrea să spună că orice om este un pom sădit de Domnul pe pământ. Dacă face fapte bune, este pom roditor și devine fiul lui Dumnezeu. Iar dacă nu, este sortit o sândei veșnice. Am înțeles. Da, de aceea toți cei care intră în apă își mărturisesc păcatele în timp ce Sfântul îi scufundă în Iordan. Da, așa e. Oare ce le spune? Să mergem mai aproape. Da. Eu v-am botezat pe voi cu apă. El însă vă va boteza
cu Duh Sfânt. Vine în urma mea cel mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Înțeleg că trebuie să credem în cel ce vine după dânsul, dar cine este acela? Și cum să-l recunoaștem? Nu știu. Cine? Luminează-ne! Se află în mijlocul vostru acela pe care nu-l știți. Nici eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis: peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Eu vă îndemn spre pocăință și milostenie. Vă cer să vă mărturisiți greșelile, însă nu vă pot da iertarea lor. Numai mielul lui Dumnezeu este cel ce ridică păcatul lumii. El, Hristos, se va jertfi pe cruce pentru mântuirea și iertarea păcatelor lumii întregi. Eu doar vă pregătesc și vă curăț cu apă prin botezul pocăinței. Și iată că încet încet ne-am apropiat de ziua de 6 ianuarie, marea sărbătoare a botezului Domnului, a bobotezei. Acum se sfințesc apa Iordanului, precum și toate apele și izvoarele de pe pământ. Această zi mai este cunoscută și sub denumirea de Arătarea Domnului sau Epifania. Se numește astfel deoarece Iisus Hristos a devenit cunoscut mulțimilor nu când s-a născut, ci când s-a botezat. Firește, Fiul Domnului nu venise la Iordan pentru botezul pocăinței, deoarece nu avea cum să aibă păcate, ci să se arate oamenilor ca mântuitor, pentru ca ei să creadă în cuvântul lui, să lepede fără de legea, să trăiască înțelept, cu cernic și cu dreptate. Tot atunci Ioan a fost primul căruia i s-au înfățișat pentru întâia oară cele trei întruchipări ale Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. După ce Sfântul Ioan, ca proroc și mărturisitor al lui Iisus, l-a botezat în Iordan, arătându-l lumii întregi și strigând: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, el și-a continuat misiunea. S-a retras în Galileea, glăsuind tuturor despre Hristos că este Mesia. Iată, uită! Iacob și Isar în Galileea, parcă rămăseseră pe malul Iordanului. Cum de-ați ajuns tocmai aici? L-am urmat pe Sfântul Ioan. Dar tu? Și eu tot așa. Da? Tâlcuirile, predicile și rugăciunile lui mi-au mers la suflet. Parcă mi-ar fi vorbit mie și numai mie. Da, la fel am simțit și noi. De fapt, toți cei ce l-au urmat au mărturisit aceleași trăiri. Adevărat, da. Cu toții parcă am devenit mai curați, cu sufletul mai ușor, cu privirea mai limpede. Parcă abia acum am deschis ochii asupra traiului nostru de până acum. Da, haideți să ne apropiem. Da, să mergem. Nu vreau să pierd nicio vorbă rostită de botezător. Așa este. Irod! Ascultați-mi! Nu ți se cade ție să ai de soție pe femeia lui Filip, fratele tău! Nu se cuvine! Te-ai făcut vinovat de o ticăloșie, de o fără de lege, fără seamăn! Nu se cade! Nu se cuvine! Ești un jefuitor! Ești un călcător și un strigător de legi scrise și nescrise de veacuri! Da, bine-i face, Ioan! Bine-i zice ce-i zice! De-l mustră pe toate ulițele cetății cu mare glas! Până la noi îi ajung vorbele aspre!
întâmplă? Ce înseamnă asta? De ce țipă oamenii? De ce ne îndeamnă să fugim cu toții? Ce s-a întâmplat? Nu mai te tot întreba, Sara. Ia-o la goană. Adăpostește-te pe unde nimerești. Nu vezi că nevolesc de pretutindeni verzile lui Irod? Ascundeți-vă! Ascundeți-vă, oameni buni, să nu vă taie ucigașii! Tăriți-vă din calea lor! Se lege ce se depusesc cu atâta furie asupra noastră! Nu, Sara, nu asupra noastră, ci asupra Sfântului Ioan! Nu se poate! Precis, au poruncă de la Irod să-l pună în lanțuri și să-l târască în grumele palatului! Divină Irodiada, mai toarnă-mi o cupă de vin în miresmat. Soarbe și tu din minunea aceasta, adusă în amfore cu corăbile tocmai din sudul însorit. Vei vedea cum ți se va înneca în pocal toată supărarea ta atât de mare. Hai de divină Irodiada, urmează-mi îndemnul și ciocnește cu soțul tău, care este de fapt sclavul tău pe viață. Irod, soțul meu, lasă deoparte vinurile aromate. Mai degrabă, amuțește-l pe acest Ioan. Dă poruncă să-l taie, să amuțească pe veci. De atunci voi goli pocale, unul după altul. Ba chiar și o amforă plină. Până una alta însă, îți pot turna o cupă ție, atotputernice tetrar. Pe prorocul Ioan l-am aruncat în temniță, este legat în lanțuri. Ce-ți mai dorește, inimioara, scumpa mea Irodiada? Să moară. Ucide-l. Pocăiți-vă! Trebuie să moară. Pocăiți-vă! Auzi-l cum ne împroașcă în fața norodului cu noroi. Îi răzbate glasul din măruntaiele hrubelor chiar și până aici. Pocăiți-vă! Fă-l să tacă! Descăpățânează-l. Să nu-l mai aud. Ucide-l. Ucide-l. Ucide-l! Altfel nu vei mai avea trai cu mine. Cu adevărat un dar al zeilor, această licoare. Ce mireasmă, ce gust minunat. Mai umbră mi-o cupă. Și rogu-te, potolește-te, draga mea regină. Îți amintești cum ne plăcea amândurora să-i ascultăm câteodată vorbele prorocului? Nu odată am luat aminte la povețele lui când trebuia să iau o hotărâre. Amândoi îl țineam de bărbat drept și sfânt. Îmi mai turn o cupă cu vin? Ba de fel. Numai la vin îți stă mintea. Până și cuvintele mele se neacă în el. La fel și judecata ta. Mai bine recunoaște că nu ți-a păsat niciodată de spusele lui Ioan și că i-ai dat pace numai și numai de frica norodului, pentru că îl iubește, îl cinstește și îl ține de mare proroc. Feșnic ți-a fost teamă că mulțimea s-ar înfuria și s-ar răzvrăti dacă ar afla cumva că ai vrea să-l dai morții. Hai, hai, decide-te măcar de această dată. Rod. Bine. Cât de crudă ești, divina mea Irodiada. Da, voi vedea ce soartă îi voi hotărâ. Fricosule, dar las pe mine. Găsesc eu act de cojocul acestui predicator și judecător de păcate.
În tot acest timp din temnița sa, botezătorul nu contenea ale striga lui Irod și Irodiadei viața lor plină de păcate și a învinovățit de desfrâu. Iar vocea lui puternică răzbătea acum până în stălele palatului, unde era zarvă mare pentru că se făceau pregătiri pentru a sărbători ziua tetrarhului Galilei. Sosise puzderie de oaspeți dintre cei cu ranguri înalte din cetatea de scaun, dar și din cele vecine. Și în palat se dezlănțuise o petrecere teribilă. Curgea vinul în valuri, înnecând cărnurile, sfârâind și perpelindu-se în frigări. Îmbătați de mâncăruri și băutură din belșug, cu mințile pierdute în aburii beției, oaspeții au început a cere ca Salomea, fiica Irodiadei, să danseze spre încântarea tuturor, mlădiindu-și trupul în ritmuri amețitoare. Haide! Haide, divină Salomea! Dansează! Învăluiește-mă! Învăluiește-ne și încântă-ne privirile, unduirile tale atâțătoare de seiță. Privește, divină Salomea! Toți oaspeții mei ți s-au aruncat la picioare, implorându-ți favoarea încă unui dans. Vrei să îngenunchezi și eu? Salomea, rostește un cuvânt măcar. Cere lui Irod să ți se zvârcolească la picioare, la fel cu ceilalți. Irod! Ești stăpâna lor, nu înțelegi? Irod! Oh, ce se aude! Ioan, din nou strigă! Capul lui trebuie să cadă. Prin tine, fica mea, mă voi răfui cu acest defăimător al vieții noastre. Irod! Nu ți se cade ție să ai de soție pe femeia lui Filip, fratele tău. Nu ți se cade. Nu se cade că ai furat-o pe soția fratelui tău. Ai săvârșit o cumplită fără de lege. Doamne! Irodiada! Cum poți trăi fără rușine? În dezmăț! Iarăși se aude din străfundul temniței blestematul acela de Ioan. Cere lui Irod să-ți dăruiască ceva neprețuit. Mai perpelește-l, fica mea. Fă-l să nebunească de dorința de a te vedea dansând și-ți spun eu ce să-i ceri. Cum? Nu se cuvine ca tetrarhul Galilei să te implore? Amețite dorința de a te vedea din nou răsărind fără veșminte. Din valurile de mătase în care te-ai înfășurat. Îți promit să-ți împlinesc orice-mi vei cere. Orice! Orice! Orice? Orice. Fii și jumătate din stăpânirea mea. Irod! Irod! Nu ți se cade ție să ai de soție pe femeia lui Filip, fratele tău. Tu și Irodiada, încetați să trăiți în desfrâu. Nu se cuvine! Nu se cade! Ascultă-mi vorbele, Irod! Și pocăiește-te cât mai ai timp! Pocăiește-te! Pocăiți-vă! Știu cum să te amuțesc, Ioane! Și-o voi face pe vecie! Salomea, scumpa mea, da. Cere-i lui Irod capul lui Ioan pe o tipsie. Spune-i că doar așa te învoiești să-i dansezi. O divino, ce trup unduitor, ce tresăltări ale brațelor și umerilor. Minunată Salomea, ai spune-ți dorința și ți-o voi împlini pe loc.
Rostește-o cu buzele tale de zeiță. O, Salomea, de ce taci? Salomea, nu mă mai chinui. O vorbă să rostești cu buzele tale de rodie și îți dăruiesc tot ce-mi ceri. Ce? Tot. Vorbește așadar, Irodiada, cât de sfioasă pare fica ta. Știi cumva ce-și dorește? Capul lui Ioan pe o tipsie. Asta vrea. Cum? Vrea să-i retez capul botezătorului? Da. Nu, poate totuși altceva-și dorește. Mătăsuri, podoabe scumpe. Sau poate vrea să-i dăruiesc câteva cetăți din Galileea. Orice, orice! Dai înapoi, Irod. Te-ai legat să împlinești orice poftă. Toți oaspeții te-au auzit. Deci, poruncește să-i se taie capul lui Ioan și dăruiește-l pe o tipsie. Acum! Acum! Fie pe voia voastră. Și după voia la mea. Poruncesc să fie decapitat prizonierul din Hrube, care nu tace o clipă! Așa. Soldați! Descăpăținați-l pe Ioan! Ah, în sfârșit am izbutit să-i închid gura lui Ioan! Nu ți se cade să ai de soție pe femeia lui Filip, fratele tău? Ce-i asta? Capul lui Ioan vorbește? Salomea, adu-mi tipsia! Îi voi înțepa limba cu acul până va amuți de tot. Soldați, ascultați porunca la mine. Lăsați ucenicii să ia trupul, să-l îngroape Sebastia. Însă capul lui Ioan la mine rămâne, despărțit de trup. Voi vedea ce voi face eu cu el. De ce vrei asta, Irodiada? Mi-e teamă ca nu cumva, fiind alături, capul să nu-i se lipească de trup și Ioan să învie. Ce? Vrei să-l auzi iarăși și iarăși strigându-ne prin cetăți nelegiuirile săvârșite ca să ne hulească toate neamurile? Și cu capul ce vei face? Nu-mi purta tu de grijă. Îl voi îngropa într-un loc ascuns, să nu-l poată dibui nimeni niciodată. L-am biruit pe botezător. I-am închis și ochii și gura pe vecie. Capul botezătorului a mai fost pierdut și găsit încă de două ori. Așa se face că vasul sfânt a rămas pe muntele Leonului până pe vremea sfinților împărați Constantin și Elena, când doi monahi l-au găsit și l-au dus la Emesa, în Siria. Un timp doar credincioșii l-au păzit, trecând vasul de lut din mână în mână, până când, în anul 453, episcopul Uranii al Emesei l-a așezat cu mare cinste în biserica din cetate unde sfintele moaște au început a face tămăduiri minunate. Aceasta este socotită cea de-a doua aflare a capului sfântului, fiind prăznuită împreună cu prima în fiecare 24 a lunii lui Făurar. Au trecut secole după secole, până când Sfântul Cap a fost dus și întâmpinat cu slavă în Constantinopol. Vremurile tulburi care au urmat au făcut ca sfintele moaște să fie mutate la Comane, tocmai la hotarul cu Armenia. Au fost readuse la Constantinopol abia în anul 860 de către patriarhul Ignatie de atunci. Așa s-a petrecut cea de-a treia și ultima aflare a capului botezătorului, prăznuită în ziua de 25 a lunii lui Florar. Dar cu ucigașii ce s-o fi întâmplat? O scăpat TV? Ei, da, de unde? Au sfârșit rău, da, rău de tot! Povestește-ne, Iacob, că nu mai pot de nerăbdare. Vreau să aud tot de fir la păr. Știu și eu câte ceva din cele întâmplate. Da, vorbiți odată, ce mă tot fierbeți? Hai că-ți spun. Hai, zi. Se pare că regele arab Areta, tatăl soției legivite a lui Irod, pe care acesta a alungat-o din pricina Irodiadei, supărat foc pentru o cară adusă casei sale, a ridicat puzderie de oaste și a pornit val vârtej să-l pedepsească pe desfrânat. A strâns și Irod puhoi de soldați. S-au încreștat unii cu alții pe viață și pe moarte. Se încinsese o bătălie cum nici nu se mai văzuse.
dar nici că se mai auzise prin acele ținuturi. Și? Și cine a învins? E, oștirea arabă a făcut una cu pământul oștirea tetrarhului, așa că Irod, rămas singur, a zbugit-o la sănătoasa și nu s-a oprit decât la palatul său. Da, dar nici acolo nu și-a găsit strop de tignă, deoarece în scurtă vreme cezarul Romei le-a lipsit de toată puterea de tetrarh, precum și de toate verile sale, surghiunindu-l împreună cu Irodiada și cu fica ei, mai întâi la Lugdunum, o cetate din Galia, apoi în Spania, la Ilard. Da, da. Tot în acele vremuri, Sfântul Evanghelist Luca propovăduia învățăturile Mântuitorului prin cetățile Samariei, aflându-se în drum spre locurile sale natale și anume spre Antiohia. Într-o bună zi a ajuns și în Sevastia, acolo unde ucenicii ascunseseră trupul botezătorului. Și cum trupul se păstrase nesmintit de trecerea timpului, Sfântul Evanghelist a vrut să-l ia și să-l ducă în Antiohia. Toate acestea nu s-au împlinit, deoarece locuitorii Sevastiei s-au împotrivit, întrucât cinsteau cu toții în chip deosebit moaștele Sfântului Ioan. Atunci Sfântul Luca a luat cu sine doar mâna dreaptă, cea care se poposise pe creștetul Mântuitorului în clipa botezului în apa Iordanului. Așa se face că, adus în Antiohia, mâna sfântă a prins a săvârșit numeroase minuni și binefaceri pentru mulțimile care o venerau. Dar asupra acelor ținuturi s-a abătut urgia prigonirii creștinilor, dezlănțuită de împăratul Iulian, care, lepădându-se de Hristos, începuse iarăși a se închina idolilor. În ura sa năprasnică, el poruncise nu numai supunerea la cazne și uciderea credincioșilor, ori dărâmarea locașurilor de rugăciune, dar și pângărirea și arderea moaștelor mucenicilor. Salvează-te de centurionii lui Iulian! Dar nu trebuie să o iau! Pretutindeni sunt soldați ai tiranului! N-am scăpare, Iosif, nu vezi? N-am scăpare! Ba, Ilia, fugi! Eu voi goni spre agora cetății să dau de veste că Iulian își năpustește cohortele peste Antiohia! Prigonitorul vrea nu numai să aducă jertfe nemai văzute idolului său, Apollo din Dafne, ci mai cu seamă și-a pus în minte să spulbere mâna făcătoare de minunea Sfântului Ioan Botezătorul! Așa că locuitorii să facă ce-or știe mai bine și să o ascundă din vreme, la loc de mare taină. Înțelesul, Mailia, ce ți-am zis? Atunci rupe la fugă și nu mai înșira la vorbe. Hai, grăbește-te, vin și eu cu tine. Mi-a dat în minte unde s-o pitim. Gonia-i va fi ascunzătoare. Cine-i Gonia? Hai să afli curând. Creștini, creștini din Antiohia, ascultați-mă, creștinilor! Vine urgia păgânului Iulian peste cetatea noastră! Feriți din calea lui mâna Sfântului! O vom feri dacă vii să ne dai și tu o lecuță de ajutor, în loc să te fi tras la umbră, că și noi ne-am cam sfârșit de oboseală. Haide, Iosif, haide, pune umărul să ascundem în inima stâlpului acesta, pe care îl numim Gonia, sfânta relicvă. Așa. Acum ai aflat cine e Gonia. Aoleu, ce uriaș! La cât de gros și de înalt este, nu-i va trece prin minte nici celui mai iscoditor centurion care putea fi urnit iar miezul lui transformat în vreo tainiță. Și acum la treabă, antiohieni! Haideți! Hai, acum cu toți! Hai, eu mă! Hei! Hai, și încă o dată! Asta a fost. Gata. Da, bine. Ce greu a fost. Dar i-am dat de capăt. Da. Ce-am ostenit. Vreau niște apă. Ce bine este. M-am răcorit. Ia și bea și tu, Iosif. Ia și un burduf să-ți ajungă la drum. Ce tot vorbește acolo, Lia? Care drum? Trebuie să gonești în Sevastia, acolo unde este păstrat cu sfințenie trupul fără cap și fără mâna dreaptă al botezătorului. În furia lui, împăratul Iulian a poruncit să fie dat focului și risipirii împreună cu locașul sfânt închinat lui. Lia, să ne vedem cu bine și mai cu seamă cu capetele la locul lor netăiate de centurionii lui Iulian.
fericitul narator Simeon Metafrast, povestind aceste întâmplări, spunea că patriarhul Ierusalimului, fiind înștiințat astfel din vreme, a mutat cu pază și tot în mare taină sfintele maște tocmai în Alexandria. Dar zilele s-au dus unele după altele. Așișderea și domnia tiranică a lui Iulian s-a sfârșit și ea. Scăpați de prigonitor, antiohienii au dat la iveală, din uriașul stâlp Gonia, mâna acea sfântă care zăbovise pe creștetul Mântuitorului și care acum împrăștia binefaceri și tămăduiri miraculoase pentru cei care implorau prin ea ajutorul Domnului. De atunci s-au tot petrecut multe întâmplări cu totul minunate. Simeone. La Sfânta Slujbă, că după aceea vreau să întreb cinstitele moaște despre cât rod vor da țarnă. Hei, pe asta n-am știut-o, dar cum o să faci? Toți credincioși, eu știu. Numai tu, Lia, par picată din pom. Păi dacă n-am pământuri ca voi cei din partea locului, de unde să fi aflat? Deci cum stă treaba cu recoltele? Lasă-l pe Simeon să plece, că e pe fugă. Să nu piardă Sfânta Slujbă. Du-te, du-te, Simeone. Îți povestesc eu ce și cum. Ascultă-mă bine. În ziua praznicului înălțării cinstitei cruci, arhiereul Antiohiei ridică și sfânta mână a botezătorului. Câteodată mâna se ridică și singură, aceasta însemnând că țarinile vor lega rod îmbelșugat. Iar dacă mâna coboară tot singură, prorocia sună că vor veni vremuri grele de secetă și foamete. Așa. Vezi că acum știu. Da. Ce se întâmplă, oameni? De ce și încotro alergați cu atâta groază în priviri? Oh, Isar, ai aflat ce se petrece în cetate? Nu, nu mai se pofi cu întrebări. Ia-o la fugă, că au năvălit peste noi, păgânii! Să ne păduci foartele, păgălim! Fine, în coadă mare și Simeon! Simeon! Da! Ați spus la adăpost reliva sfântă! N-am izbutit! N-am izbutit! Atât racra, cât și biserica sunt în mâna agarenilor! Și ce o să facem acum? Nu știu, nu știu! Nu știu! Vom gândi noi ceva! Hai! S-au străduit capete încoronate să răscumpere sfintele moaște și să le redea creștinilor, dar n-au izbutit nici cu aur și nici în alt chip să le răscumpere de la păgâni. Și așa au trecut zilele și anii până când, în timpul domniei fraților porfirogenezi Constantin și Radu, prin veacul al X-lea, unui diacon din Antiohia pe nume Iov i-a răsărit în minte un gând cum să facă pentru a scoate sfânta mână din stăpânirea agarenilor și să o redea creștinilor. Atunci Iov și-a zis că a sosit clipa mult așteptată. O, sfinte botezătorule, o, sfântă mână ce ai adăstat pe creștetul Mântuitorului, ajutați-mă, ajutați-mă și pe mai departe să părăsesc cetatea fără să prindă nimeni de veste, ca apoi să ajung cu bine pe meleaguri creștine, o, sfântă mână. A străbătut Iov cărări ferite, dar a trecut în cele din urmă hotarele creștinătății până în Calcedon. Și aflați că sfânta mână a fost adusă chiar în seara dumnezeieștei arătări, mai înainte de sfințirea apelor. Iar după praznicul bobotezei s-a hotărât ca a doua zi să fie cinstit soborul botezătorului. De atunci, în ziua de 7 a lunii Ligerar, se adună mulțimile la biserici, înalță rugăciunii Domnului și înainte mergătorului lui, prăznuind cu multă veselie pe Sfântul Ioan Botezătorul. Ați ascultat Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului. Scenariu radiofonic de Ina Sterescu. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Dan Condurache, Isar Mihai Niculescu, Sara Ruxandra Sireteanu, Iacob George Grigore, Zaharia Ion Chelaru,
Gavril, Gavril Pinte. Elisabeta, Violeta Berbiuc. Ioan, Ionuț Chivu. Irod, Dana Știlean. Irodiada, Cătălina Mustață. Iosif, Ion Murgescu. Lia, Daniela Ioniță. Simeon, Ștefan Velniciuc. Redactor și producător, Irina Soare. Coloana sonoră, Vasile Manta. Regia de studio, Renata Rusu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia artistică, Vasile Manta.